aglomerație din zorii zilei și la cantina de ajutor social din Ploiești, unde joi a început distribuirea alimentelor de la Uniunea Europeană. Oameni nevoiași s-au așezat la coadă de la 5 dimineață pentru a fi siguri că sunt printre primii. Au stat 4 ore în frig, zgribuliți cu copiii în brațe, așteptând ca cei de la cantina de ajutor social să deschidă și să înceapă distribuirea alimentelor. De teamă că vor rămâne fără alimente de care au atâta nevoie, oamenii s-au așezat la coadă cu noaptea în cap. Păi să-mi dea alea, mă repede. Să-mi dea alimentele. Păi și mai stau. Sunt bolnav, sunt handicapat. Uite cât face Parlament. De la ce ora ați venit? Păi de la 5. Suntem aici. Cam de vreme? Păi e de vreme, dar uitați câte lume să țin. Să strânge și nu mai apucăm. Nu mai apucăm nici de trei. Rândul trecut n-am apucat ulei. Gram de ulei n-am apucat. De la 5 suntem aici. Cu 4 ore mai devreme. Dacă aș bine am mai târziu, eram mai... Așa. Așa să fim mai aproape aici. Printre primii. Păi și n-ați înghețat? M-am înghețat, dar ce să facem? Eu m-am târzit la 6. A ținut altcineva rând? Nu, eu am venit, după persoanele astea. N-am știut că dă aici. Că dacă doar abia venise tirurile, zic. Și ați aflat și ați venit? Am venit și eu repede. 16.000 de persoane din Ploiești beneficiază de ajutoarele de la Uniunea Europeană. Vă rog frumos să vă păstrați rând. Cel care nu își va păstra rândul, și confirmă ceilalți că n-a fost la rând, să știți că nu va... Așa e! Nu mai intră nimeni, lăsați! Așa e! Voie să intre aici, mă! E balama o ruptă, încercați să rezumați acolo, să nu cadă. 4 persoane! Fiecare persoană va veni aici de 2 copii, în care sunt produse toate alimentele. Totul de curge bine până în momentul de față, sperăm să nu avem probleme. În cât timp trebuie să le dați? Pe listele inițiale avem termen 30 de zile. De... Noi sperăm că da. Trebuie să înghesu. Nu trebuie să înghese, toată lumea va beneficia de ele. Față de anii trecuți, când beneficiarii au fost chemați în ordine alfabetică, acum a fost regula primul venit, primul servit. Tocmai de aceea oamenii au dat buzna. Alimentele de la Uniunea Europeană constau în conserve de carne, pate de ficat, ulei, zahăr, făină, mălai și paste făinoase. Ancheta de la Constanța trebuie să răspundă tuturor semnelor de întrebare rămase în urma prăbușirii elicopterului în apa lacului Siutghiol, soldat cu 4 morți. Procurori, polițiști, pompieri și specialiști din Ministerul Transporturilor studiază resturile aeronavei, căutând orice indiciu despre cauza dezastrului. Cert este că și de această dată, adevărații eroi salvatori au fost oamenii simpli și nu cei plătiți pentru asta. Un munte de întrebări stă în fața experților de la Ministerul Transporturilor și a procurorilor chemați să facă lumină în această catastrofă. De ce elicopterul nu avea flotoare ca să plutească pe apă? Sau ce căutau medicii în aeronava care se îndrepta spre hangarul de domiciliu și nu la vreo intervenție medicală? De ce pompierii n-au avut barca pregătită încă de pe drum? Ori de ce nu au avut cheile de contact? Și mai ales, de ce s-au mișcat așa încet în condițiile în care pescarii veniți mult mai de departe au fost mai eficienți decât salvatorii profesioniști? La 16:23, 4 și 23 ne-a sunat șeful de la pescărie, Mihai, a zis că a căzut un elicopter. Prima oară am zis că e glumă, zic că a căzut elicopterul în gheolul nostru, zic, nu se poate. Și el a început să se dute acum imediat, zice că nu e nimeni acolo și a căzut elicopterul. Am luat motorul dinăuntru, am pus pe barcă, am trezeam noi vreo 10 minute, să zic, 10 minute. Și 10 minute am făcut până pe partea cealaltă. Ca și în cazul accidentului din Apuseni, unde un avion smurt s-a prăbușit în pădure, adevărații eroi salvatori au fost oamenii simpli și nu cei plătiți pentru asta. Se întâmplă a doua oară într-un scenariu parcă tras la Indigo cu cel de la începutul anului. Nu mai era nimic, era cum e acum oglindă, nu se vedea nimic decât coada la elicopter în sus și bucăți împrăștiate. Am dat o col de 2-3 ori la coadă, au mișcat de coada aia, a ieșit fata care am luat-o în barcă și am dus-o la mal. Una dintre întrebările fără răspuns este dacă un curs de supraviețuire i-ar fi putut ajuta pe ocupanții elicopterului prăbușit în lacul Siutghiol. La simulatorul de NEC de la Tuzla, cursuri de genul acesta se fac frecvent. Cursanții sunt învățați în 3 zile să facă față unor situații limită într-un bazin acoperit, a cărui adâncime oscilează între 2,2 și 3,7 metri. Îmbarcați în macheta unui elicopter, se prăbușesc în apă și află de la instructori cum se pot salva.
Și pe fornicii, vrei căcanulă peste centură. Brace for impact, brace, brace, brace! Apa crește, activează cronul artificial. Caută ieșirea de urgență, pregătește de soarță, respiră de la trama centurii. Respiră, respiră! Cursanții de la Tuzla sunt oameni care lucrează pe platforme petroliere și care ajung la muncă doar cu elicopterul pe deasupra mării. Aici învață cum să supraviețuiască prăbușirii în apă, în singura bază de antrenament de acest tip din Europa de Est. Noi furnizăm acest curs pentru toți cei care sunt interesați în a-și pregăti personalul. Când e vorba de siguranță, orice curs este binevenit. Că este un curs de evacuare dintr-un elicopter care s-a prăbușit pe apă sau este un curs de supraviețuire în caz de accident de mașină, pentru că există și astfel de cursuri de supraviețuire, orice curs de supraviețuire este binevenit și cresc șansele de supraviețuire. Cursurile de supraviețuire durează între o zi și trei zile și costă între 100 și 500 de euro. Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, Cristinel Romanescu, va fi viitorul copreședinte al PNL Buzău. El urmează să facă echipă la vârful noii formațiuni cu deputatul Cezar Preda. Anunțul a fost făcut de către deputatul George Scutaru, care a renunțat la funcția de copreședinte al Organizației Județene a PNL Buzău pentru a deveni consilier prezidențial. Este oficial, George Scutaru a renunțat la funcția de președinte al PNL Buzău, dar și la cea de deputat pentru a deveni consilier prezidențial pe probleme de securitate și siguranță națională. Anunțul a fost făcut aseară într-o conferință de presă. Urmează să fac parte din echipa domnului președinte Claus Iohannis, echipa domniei sale de la Cotroceni și există niște rigori foarte clare care, din păcate, mă obligă să mă suspend din PNL. Vineri îmi voi depune demisia din Parlament și profit de această ocazie pentru a adresa mulțumirile mele ca președinte al organizației și ca parlamentar tuturor colegilor liberali din județ pentru activitatea care am desfășurat-o împreună în toată această perioadă. George Scutaru a anunțat și lista liberalilor din noua structură de conducere a Organizației Județene a PNL Buzău. Cristinel Romanescu va fi noul copreședinte al formațiunii alături de Cezar Preda. Este și va fi o muncă foarte grea în momentul în care acea ordonanță 55, faimoasă de altfel, și-a produs efectul. Structurile Partidului Național Liberal au fost clar destructurate. Și exact cum am vorbit și cu colegii mei, ne așteaptă o muncă foarte grea în a reface acele structuri și, în ultimul rând, imaginea Partidului Național Liberal în județul Buzău. Cristinel Romanescu este membru PNL din anul 2008, atunci când a candidat la funcția de primar al municipiului Buzău, pierzând alegerile în fața lui Constantin Boșcodeală. Romanescu este și președinte al Federației Române de Tenis de Masă. Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, crescătorii de porci din județul Brăila încearcă să își maximizeze profitul și să vândă cât mai multe animale. Deși teoretic, în această perioadă din an, vânzările ar fi trebuit să explodeze, cei mai mulți dintre fermieri se plâng că vând puțin și în pierdere. Dacă în anii trecuți vânzările la marile unități de creștere a porcinelor ajungeau undeva la nivelul zecilor de mii, anul acesta cel mai mare producător de carne de porc din Brăila spune că nu a reușit să vândă decât 5.000 de capete. Omul de afaceri dă vina pe evaziunea fiscală din domeniu și pe lipsa de interes a guvernului de a rezolva situația. Am vândut circa 5.000 de porci în luna aceasta și prețul de cost este 5,20 lei, s-a vândut cu 4,50 lei, deci cu 0,7 lei pe kilogram. Deci la fiecare porc avem aproape 100 de lei pierdere. Crăciunul acesta pare însă a fi ceva mai generos pentru micii crescători care, după ce au trudit din greu tot anul, sunt bucuroși acum că reușesc să-și vândă toți porcii. Chiar dacă profitul nu e foarte mare, ei sunt mulțumiți că la final de an rămân cu un ban adunat grămadă. Aici avem două scrofiții și un porc. Și cam la câte kilograme fiecare? Depășește 250 kg aceia doi mari și aceea mică la 130. Cu cât i-ai dat? 90.000 kg. 9 lei? 9 lei kg, da. Și cumpără lumea? Viu. Păi cumpără, că e porc crescut de la țară, crescut original, nu e cu adunătură de pâine, de resturi, de nu știu ce. E crescut cu porumb, grâu, orz, ovăz, de toate astea și
mănânc un, o carne, zis, naturală. Față de anii trecuți, vânzările cum merg? La fel. Cam de câțiva ani la același preț, știi. 190, în rest nu. Eu, de când cresc, așa prețurile. Pentru a nu pierde din clienții, micii crescători se oferă chiar să le sacrifice ei porcul și să-l pregătească, astfel încât cumpărătorul să plece cu el acasă direct tranșat. Acum vini, s-a uitat ieri la el, 100.000 s-a întors înapoi. Și pentru cei care vor să cumpere, îi vindeți așa în viu sau îi și tăiați dacă omul vrea? Dacă omul vrea, îi tăim, da, îi tăim, avem pai, îi pârlim. Cum servicii complet, dar cum vrea omul. În județul Brăila, prețul este de 9 lei pe kilogram pentru porcii care au o greutate mai mare de 100 de kilograme, în vreme ce pentru un porc sub 100 de kilograme, fără grăsime, prețul este de 10 lei pe kilogram. Nu faceți excese de Crăciun, este sfatul dat de medici care avertizează că mâncărurile gustoase de pe masa de sărbători cad greu la stomac și pot provoca indigestii grave. Persoanele care țin post trebuie să fie mult mai atente la cantitatea de mâncare consumată de Crăciun, în special la carnea de porc. Antan, în perioada sărbătorilor, camerele de gardă ale Spitalului Municipal din Râmnicu Sărat au fost luate cu asalt de cei care au uitat măsura și au gustat cu poftă din bucatele tradiționale. Pentru a preveni aceste lucruri, medicii recomandă în primul rând cât mai multă cumpătare, mai ales în rândul celor care au ținut post. Aceste persoane au nevoie de o readaptare și de aceea este recomandat ca în ziua de Crăciun să mănânce câte puțin și la intervale mai mari de timp. Să fiți atenți la excesul consumului cărnii de porc după un post atât de prelungit și după alt fel de alimentare. Există foarte multe probleme de tip digestiv care vin tocmai de la consumul necontrolat și excesiv al preparatelor din carne de porc după post. Mâncărurile tradiționale sunt deosebit de gustoase, dar și bogate în grăsimi, așa că în zilele de sărbătoare, persoanele care știu că au probleme digestive ar trebui să apeleze la ceaiuri, dar și la garnituri formate din legume. Consuma nu neapărat după masa de Crăciun, dar și între mese, ceaiurile digestive și întotdeauna ceaiul amar, care este ceaiul de anghinare, ceaiul de gălbenele neîndulcite, care sunt foarte bune pentru digestia alimentelor. Persoanele care au probleme hepatorenale sau cu pancreasul trebuie să fie foarte atente la alimentație. În cazul în care au ținut post și încep să mănânce mult, pot să facă pancreatită acută. Aglomerație în aceste zile la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din Ploiești. Zeci de bătrâni au venit de la prima oră ca să ceară un împrumut. Și asta pentru că pensiile prea mici nu le permit să pună ceva pe masă de sărbători fără să apeleze la un împrumut. Mulți dintre ei solicită sume derizorii, de cel mult 200 de lei, pentru că nu ar putea returna banii. Sărbătorile sunt parcă mai grele pentru pensionari. Cei mai mulți, cu pensii de mizerie, abia reușesc în mod normal să pună ceva pe masă, pentru că întâi își cumpără medicamentele și achită utilitățile. Așa că pentru a avea ceva de pus pe masă de Crăciun, mii de pensionari ploieșteni fac împrumuturi la Casa de Ajutor Reciproc, unde numărul cererilor s-a dublat acum. Bătrânii au avut de așteptat ore întregi pentru a putea intra în posesia banilor împrumutați. S-a dublat numărul de solicitări. Au venit, sigur. Au venit. Mai multe persoane. Să-și ia împrumutul. Ce pot să vă spun? Care vă ce pune pe masă? Probabil. Și nu numai. În perioada sărbătorilor s-a mărit numărul de împrumuturi. Lumea solicitând bani pentru sărbători. Masa de Crăciun. Masa de Crăciun, de Revelion. Aveți și oameni care vin să se împrumute foarte. Da, sunt pensionari membri ai casei care se împrumută și suma de 100-200 de lei. Ca să-și facă o necesitate și pe aceea vin și restituie în luna următoare. Printre cei care nu s-ar fi descurcat altfel de sărbători sunt și soții Rusen de 68 și respectiv 74 de ani. Din pensie nu și-ar permite mare lucru, așa că au decis să facă un împrumut. Ați venit să împrumutați de la ce? Da. Pentru sărbători de iarnă, pentru tot ce trebuie, strictul necesar. Ce o să pregătiți din... Strictul necesar. Sarmalele, cârnăciorii, tot ce de preparat. 1000 de lei de perioada asta de sărbători, ca să avem practic. Ce cumpărați de bănuțe? Ce trebuie la masa de Crăciun? În aceeași situație sunt și alți bătrâni care spun că au muncit din greu toată viața, iar acum sunt nevoiți să trăiască la limita subzistenței. E greu, e foarte greu, foarte greu. Nu vede guvernanții ce trebuie la populație, absolut nimic nu vede. Ce pensie aveți noastră? 7700. Și
din ăștia mi-au medicamente și lumină și telefon și tot. Trebuie să puneți ceva și pe masa de Crăciun. Să pun, normal. Dar fără împrumut nu v-ați descurcat? Împrumut nu, nici pomeneală. În pensie, fără un împrumut de la CR de sărbători, nu reușiți? Nu. Asta e. E greu v-ar fi fără un împrumut? Foarte, foarte, foarte greu. Acum de sărbători, din bănuții ăștia o să puneți pe masă? Bineînțeles, o puțină cărniță de porc, răcitură, mă rog, sarmale, cozonac. N-ați fi avut din pensie cu posibilitate? Nu. Pensionarii pot împrumuta de la CRE cel mult 12.000 de lei, bani pe care trebuie să-i restituie în 24 de rate. Bătrânii care au venituri mai mici de 500 de lei lunar pot solicita o singură dată pe an 300 de lei fără dobândă. Socialdemocratul Petre Emanuel Neagu este noul președinte interimar al Consiliului Județean Buzău. Acesta va asigura interimatul la conducerea instituției după ce prefectura a decis suspendarea lui Cristinel Bugiu din această funcție. Noul șef al Consiliului Județean Buzău nu are planuri prea mari. Se mulțumește doar să continue proiectele demarate de Bugiu. Prefectura Buzău a anunțat ieri suspendarea din funcția președintelui Consiliului Județean Buzău, Cristinel Bugiu, ca urmare a arestării sale preventive dispuse de Tribunalul București. Astăzi, în ultima ședință din acest an, Consiliul Județean și-a ales un nou președinte interimar. Deoarece vicepreședintele Cristinel Romanescu s-a retras din cursa pentru interimatul șefiei Consiliului Județean, în cursă a mai rămas o singură candidatură, cea a socialdemocratului Petre Emanuel Neagu, celălalt vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău. Nu doresc să candidez pentru funcția de președinte interimar al Consiliului Județean Buzău. Mulțumesc. Din cei doi vicepreședinți, trebuie ales un președinte interimar. Eu mi-am spus poziția, nu este niciun fel de problemă. Sunt convins și urez deja succes colegului meu, Neagu Petruș. Alegerea noului președinte al Consiliului Județean Buzău s-a făcut prin vot secret. Socialdemocratul Petre Emanuel Neagu a primit 20 de voturi, iar 9 voturi, cele ale consilierilor fostului PDL și ale PPDD, au fost anulate. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Nu numai celor 20 de consilieri care m-au votat și la toți consilierii, deci cei 32. Este un lucru normal, din punctul meu de vedere, atâta timp cât domnul vicepreședinte Neagu Petruș are suportul colegilor și consilierilor majoritari în Consiliul Județean. Cred că era nevoie să-mi retrag această candidatură, el având suportul tuturor consilierilor sau majorității consilierilor. Noul președinte interimar al Consiliului Județean Buzău își propune să continue proiectele începute de Cristinel Bugiu. O să ducem mai departe toate proiectele care le-am avut până acum împreună cu fostul președinte al Consiliului Județean, pentru că proiectele au rămas și trebuie duse mai departe. Prima problemă pe care probabil va fi în 2015 va fi aprobarea bugetului Consiliului Județean. Petre Emanuel Neagu va conduce Consiliul Județean Buzău pe perioada în care Cristinel Bugiu va rămâne suspendat din funcție. În cazul în care Bugiu va fi condamnat la închisoare printr-o sentință definitivă, la Buzău se vor organiza alegeri anticipate pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean. O dronă cu ajutorul căreia un constanțean a filmat imediat după accidentul aviatic de luni pe lacul Siutghiol a intrat vineri în posesia anchetatorilor pentru expertiză. Proprietarul spune că la un moment dat a pierdut controlul asupra dronei, iar aceasta s-a pierdut. El vrea acum să își recupereze aparatul. Proprietarul dronei Bogdan Dumitru a ajuns pe malul lacului la ora 16:35, la multe minute după ce au apărut și echipele de televiziune. Și-a despachetat drona, a pus-o în mișcare, a dus-o în mijlocul lacului și a filmat de la 64 de metri înălțime în condiții de semi-întuneric și început de ceață. Mai mult, filmul nu are sunet. La un moment dat, băiatul a pierdut controlul, iar drona s-a pierdut. Proprietarul dronei a mers la anchetator și le-a spus că vrea să-și recupereze drona care s-a prăbușit în lac.
Corona a fost găsită marți, a doua zi, pe malul lacului de niște trecători și a fost predată la Poliția Mamaia. Abia astăzi, Poliția Mamaia a făcut legătura cu povestea constanțeanului și a predat drona parchetului militar. Proprietarul dronei are în continuare o problemă, pentru că anchetatorii nu i-au înapoiat încă aparatul. Interesul lui este să-și recupereze jucăria. Imaginile surprinse pe dronă ar putea ajuta procurorii militari în deslușirea accidentului de pe lacul Südgöl. Pentru că tot ne aflăm în sezonul în care porcii sunt vedetele, iată că aceștia au început și să zboare. Vineri, un porc abia sacrificat a zburat la propriu prin aer 40 de metri, după ce mașina în care s-a aflat a produs un accident pe DN1 în zona paralelă a 45. Trei mașini au fost avariate și două persoane au ajuns la spital după coliziune. Accidentul s-a petrecut în această dimineață pe DN1 în apropiere de paralela 45. Doi bărbați de 46, respectiv 48 de ani, rude, au fost să cumpere un porc de la o crescătorie. Grăbit să se apuce de cârnat și să pregătească slănina, șoferul a ieșit brusc în DN1 și a întors pe contrasens spre Câmpina. Mașina a fost izbită în plin de o camionetă care venea și ea dinspre Câmpina, iar porcul aflat în portbagajul autoturismului a zburat prin aer zeci de metri. Porcul s-a izbit de o altă mașină care circula dinspre Ploiești. Atât animalul cât și acest autovehicul au ajuns pe câmp. Se vede, el s-a băgat în fața mea. Am înțeles că avea mașină și un porc, nu? Da. Ce vrea să facă? Păi, nu știu, dar a fost cu banda, unul s-a băgat în fața mea imediat și n-am mai. N-am putut și chiar nici ce, dacă avea ce vrea. Am evitat cât am putut, așa luam la jumate, îl luam în plin. S-a întâmplat, am întors pe sensul nostru de mers. Cel cu... cu... Fiatul ăla care are porc. Am avut și de la porcărie să le așa. Dar a zis ce a vrut să facă? Să întoarcă, așa de. Dar nu mi-a văzut. Dar ce, de unde venea? A ieșit de la porcărie, era aceea la porc și a vrut să întoarcă. Și... Să ducea spre Florești, în partea, așa am înțeles. A întors pe linie continuă, nu? Da. În urma coliziunii, toate cele trei autovehicule implicate au fost avariate. Porcul a fost recuperat însă de pe câmp. Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate mai bine de o oră. Militarii americani aflați în exercițiu la baza din Mihail Kogălniceanu au primit în vizită colindători. În prag de sărbători, câțiva copii de clase primare, însoțiți de un cor al Arhiepiscopiei, au reușit să-i facă pe militari pentru câteva minute să uite de războaie și să fie cuprinși de magia sărbătorilor. Vestitorii Crăciunului, un grup de elevi ai școlii Sfinții Martiri Brâncoveni, însoțiți de un cor al Arhiepiscopiei Tomisului, au reușit să-i emoționeze pe militari americani. Colindele, interpretate în română, engleză și germană, i-au trimis pe militari cu gândul la familiile de acasă, pe care nu le-au văzut de luni de zile. Ți-aș cânta florile, dar vele la noi să nu te duci. Atmosfera de sărbătoare creată la baza militară au adus lacrimi în ochii militarilor care în ultimii ani nu au sărbătorit Crăciunul alături de soții și de copii. Internetul a fost singurul mijloc care le-a permis în zilele de sărbătoare să-și revadă familiile și să se simtă aproape de case. That was my second time being away from my family for Christmas. I'm glad they were able to come out and sing to us. Being away from my family's, we all miss them, and these kids, they really made us feel real special. Colindătorii le-au dăruit luptătorilor și un pic din naivitatea copilăriei. Au creat un om de zăpadă eco, brazi din carton împodobiți cu mesaje speciale, reușind să creeze un peisaj de iarnă. Militarii au primit în dar și felicitări realizate de elevi pe care să le păstreze în semn de amintire. Deși sunt foarte puternici și fac față cu brio tuturor provocărilor de pe fronturi, militarii au demonstrat că sunt oameni sensibili. Cred că îi face și pe ei să... fie cât mai aproape, sau să simtă că sunt aproape de familia lor, fiind de aici la noi, în România, și mai ales că noi am fost în situația în care, fiind departe de casă de Crăciun, simțeam că orice bucurie, orice felicitare venită de la necunoscuți, ne mai bucura sufletele. Anul acesta de Crăciun, militarii care nu-și vor termina misiunile și nu se vor întoarce în America vor sărbători Crăciunul la baza militară. Vor avea un program special ce va cuprinde colinde și preparate culinare specifice tradiției americane.
Doamnelor și domnilor, aceasta a fost Zona de Sud-Est. Sunt Sorina Chițu, vă mulțumesc pentru atenție. Tuturor, sărbători cu bine și să ne revedem sănătoși în 2015.